Bună ziua! Stimați cetățenii ai Republicii Moldova, dragi compatrioți! Țara noastră, Republica Moldova, traversează cea mai grea perioadă din istoria sa modernă. În ultimii ani, din Moldova au plecat pentru totdeauna peste 200.000 de cetățeni, în mare parte tineri. Datoria de stat a depășit 100 de miliarde de lei, peste o pătrime din care reprezintă împrumuturi luate de actuală guvernare. În Moldova se instaurează încetul cu încetul o dictatură dură, se închide presa incomodă, se fabrică dosare cetățenilor care au alte opinie decât guvernarea. Opoziția este persecutată. Degradarea a pus stăpânirea pe toate domeniile, începând de la educație și terminând cu justiția, din care a rămas doar denumirea. Investitorii părăsesc Republica Moldova, iar locuri de muncă sunt tot mai puține. Teritoriile locuite compact de cetățenii cu alte viziuni decât ale guvernării sunt discriminate, pedepsite. Cel mai grav însă este că pe fondalul sărăciei și haosului care crește sunt tot mai multe indicii că Moldova se pregătește de război. Aceasta nu e o declarație politică, ci o constatare a unor acțiuni și declarații concrete. Bugetul Ministerului Apărării a fost majorat. Moldova achiziționează radare. Se încheie aranjamente internaționale cu scopul de a face noi investiții pentru înarmarea țării. Aplicații militare cu antrenarea rezerviștilor se fac tot mai des. Cetățenilor altor state li s-a permis să umble înarmați pe teritoriul Republicii Moldova. Oficialii de rang înalt fac declarații despre necesitatea aderării la NATO. Toate inițiativele privind consolidarea statutului nostru de neutralitate și recunoașterea sa la nivel internațional sunt blocate. De nenumărate ori am cerut conducerii țării să vină cu explicațiile de rigoare să calmeze spiritele care există în societate, dar au preferat să ignore temerile care îi îngrijorează pe oameni. Ei astfel doar au întărit presupunerile că guvernarea ia în calcul scenarii urâte, care pot submina pacea în Moldova. Уважаемые граждане, дорогие соотечественники, я сделала этот обзор ситуации, чтобы был более понятен контекст, в котором начнется кампания по выборам президента. Понятно, что Майя Санду попытается прикрыть происходящее в стране безобразие лозунгом о евроинтеграции. Хотя то, что делает ее режим, является чем угодно, только не евроинтеграцией. По правде говоря, я рассчитывала, что те, кто представляют оппозицию и кто намерен баллотироваться в президенты, будут говорить и о проблемах, с которыми сталкивается народ. Однако все их публичные выступления – сводятся к фигуре Майя Санду. Да, Майя Санду – это большое зло, это самая серьезная проблема, которая стоит перед Республикой Молдова. Допустим, мы победили Майя Санду. И что делать дальше? Люди хотят видеть четкий план действий после того, как мы избавимся от нынешнего одиозного режима. Люди хотят знать, что нужно делать, чтобы изменить жизнь граждан к лучшему. Но никто, по крайней мере, до этого момента не говорил о конкретных проблемах народа, не говоря уже о презентации плана действий. Создается впечатление, что единственной ставкой на выборах в этом году является само президентское кресло – свергнуть Майю, чтобы занять ее место. Но это неправильно. На первом месте должно быть не кресло президента, а люди – и проблемы, с которыми они сталкиваются, и обязательно решение для них. Стимать чететень, драчком патриот.
De la începutul anului, împreună cu colegii din Platforma Moldova, am implementat câteva campanii naționale, de la campania în susținerea unui referendum în problema neutralității și campania Vocea Poporului, până la campania de sensibilizare a celor mai prestigioase instituții internaționale despre situația gravă din Republica Moldova și măsurile ce se impun. Am așteptat răspunsuri la demersurile făcute către autorități în numele cetățenilor, dar acestea nu au venit. Am așteptat ca măcar un candidat care reprezintă opoziție să se intereseze de problemele colectate de noi, de la cetățeni și de soluțiile pe care le propunem, dar nu s-a întâmplat. Mai mult ca atât, am dat dovadă de deschiderea la tot felul de inițiative de consolidare a opoziției, dar în final am fost nevoiți să constatăm abordări formale, jocuri ascunse, interese înguste. În această situație, împreună cu colegii, am luat unica decizie pe care o puteam lua. Anunț oficial că voi candida la funcția de președinte al Republicii Moldova în calitate de candidat independent. Programul meu electoral se va axa strict pe problemele concrete ale oamenilor și pe soluții pentru ele. Cunosc aceste probleme, deoarece permanent sunt alături de cetățenii noștri, împreună cu ei. Știu ce doare și ce așteptări au. Я участвую в этой кампании с четким обязательством. Новый президент Молдовы станет гарантом мира. И когда миру ничего не будет угрожать, мы одну за другой решим все серьезные проблемы, которые стоят перед страной. Молдова мерите се троясское инпаче, ще се се дезволте армониоз, асигурент четеценилор он трай проспер. Ще ев, ку екипа мя, vom face ca acest vis să devină realitate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc.